poveste minunată într-o zi minunată, fără feți frumoși și lenecos în zene, ci doar cu negrăita frumusețe lucrătoare a Maicii Domnului, într-o zi de sărbătoare a nașterii sale. Povestea curge în tocmai oltului iute care înconjură tărâmurile despre care vorbim, la mănăstirea dintr-un lemn. Iar curgerea poveștii adună la oaltă lumina mângâietoare și tandră a toamnei, adierile line ale vântului printre dealuri și pomi fructiferi, cântările închinate Maicii, dar și grija istovită și neafișată a Maicilor, ori șoaptele credincioșilor care se tot întreabă dacă astăzi se deschide altarul. La frumusețea cea din tâi, cea din icoana ta, a ne închina prea curată, vrednicindu-ne în mănăstirea dintr-un lemn. Bucurie și chemare la rugăciune într-o biserică nouă, ridicată în ritmul timpurilor pe care le trăim și care le face pe maici să se roage mai fierbinte, iar lacrimile lor fac minuni. Îmi mărturisea măicuța Anastasia cu promisiunea să nu spun nimănui că nevoințele, lacrimile lor venite din grija și truda la astfel de hramuri se curățesc la sfârșitul zilei doar în fața icoanei, cea harică și tandră, care le dă putere pentru mai departe. Preasfântă Răsătoare, Dumnezeu, care ai născut pe Mântuitorul, izbăvește-ne, primește-și de toate nevoia pe robii tăi. Preasfântă Răsătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Preacurată Stăpână, scoate pe robii tăi din toată mânia cea viitoare și din toată vătămoarea sufletească și trupească. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă, în pace o aduce. Este iată ziua în care, prin rânduiala și cu ajutorul lui Dumnezeu, am săvârșit slujba de sfințire cu aghiasmă a acestei biserici noi, începută în anul 2008, când s-a pus piatra de temelie și s-a început șantierul, în timpul păstoririi vrednicului de pomenire, arhiepiscop Ierasim Cristea, și cu ajutorul mai multor binecredincioși creștini, printre care se disting domnul Leonard Popa, care a donat tot fierul din structura acestei biserici, și familia Ion și Maria Tudor, care la apelul nostru au consolidat turla, pentru că, deși era o biserică nouă, au fost niște vicii ascunse ale construcției și turla era în pericol să se prăbușească. O felicităm pe Maica Stareță Emanuela Oprea pentru faptul că a știut să facă ascultare și să a avut curaj la îndemnul nostru să
porceată la Pardoseala, care o să vedeți că este deosebit de frumoasă. A fost executată și chiar o parte din costul ei, deși nu foarte mult, a fost suportat de doamna Ioana Culea, care este aici. Și de asemenea, catapeteasma, care este o bijuterie de sculptură în lemn, care a fost donată de părintele Nicodim. Este sfânt numai pentru că s-a săvârșit atâtea mii și mii de liturghii de când este mănăstirea zidită aici. Este sfântă pentru că și astăzi, ca și altădată, având în frunte pe arhiepiscopul Râmnicului, am săvârșit cu toții și am luat parte la Sfânta Liturghie cinstită, ridicată, săvârșită în cinstea Maicii Domnului. Sau acea poartă a cerului pe care a văzut-o Patriarhul Iacob. Copiii se joacă, credincioșii încearcă smerenia, slujitorii altarelor se roagă. O sărbătoare, o adormire și o naștere a Maicii Domnului. Icoana tămăduitoare și grabnic ajutătoare plivește cărările acoperite de desele noastre căderi și face minuni. De ce sunteți astăzi aici la Mănăstirea Dintr-un Lemn? Astăzi am venit aici cu ocazia nașterii Maicii Domnului. Pentru că pentru mine Maica Domnului face parte din viața mea de zi cu zi. Deci este o prezență vie. Mi-ați spus că viața mea, rugăciunea la icoana Maicii Domnului v-a adus fetița. Da. Și mi-ați mai spus că ați trecut prin niște încercări foarte, foarte grele. Da, dacă nu era Maica Domnului, nu puteam să le depășesc. Puteți să ne spuneți un pic mai mult? Așa că am spus. Echipa. Puteți să ne spuneți în câteva cuvinte prin ce episod ați trecut recent? Anul trecut, soțul meu a fost diagnosticat cu un cancer și datorită rugăciunilor la Maica Domnului, acum e bine. Și nădăjduiesc că Maica Domnului mă va asculta și de acum înainte și mă va ajuta în continuare să fie bine. Mi-ați spus că după fiecare ședință de chimioterapie... Da, veneam aici și când plecam și când întorceam. Era practic singura nădejde, da, în calvarul cancerului. Da, în rugăciunea mea, când mă rog la Maica Domnului, pentru mine mama mea, sora mea și prietena mea, așa mă rog în fiecare seară când mă rog la Maica Domnului. Asta poate este cea mai bună mărturie pentru cei care trec prin suferințe. Să vină... Da, să nădăjduiască în ajutorul Maicii Domnului, să vină să se roage cu nădejde și cu încredere și Maica Domnului nu-i va lăsa. Totdeauna vin cu dragoste și cu multă iubire și nu vă dați seama, icoana, câtă putere are și cât bine mi-a făcut în viața mea. Deci ați simțit ajutorul? Da, dintotdeauna. Toate greutățile am trecut peste toate, multe, foarte multe, și operații și... altele și încă sunt aici. Datorită rugăciunilor am o nepoțică. Spuneți-le oamenilor pentru că vor să știe. Neapărat rugăciunile la Maica Domnului sunt după 8 ani de căsnicie și cu inseminări nereușite și a venit această minune. Aici, la Mănăstirea Dintr-un Lemn, o clădire nouă, sfințită chiar de nașterea Maicii, îmbrățișează familia veche și legendară a celorlalte bisericuțe. Prima dintre ele, amintită de diaconul arab Paul de Alep, bisericuță despre care se spune că a fost ridicată după ce icoana Maicii Domnului a fost găsită într-un stejar secular. De aici și numele mănăstirii. Profesorul Ștefănescu scria că icoana Maicii Domnului a fost pictată undeva în Bizanț sau la muntele Athos, la mănăstirea Teotocos, după un model de icoană din secolul al XVI-lea.
pecetluită de numele lui Matei Basarab, Preda Brâncoveanu și Ștefan Cantacuzino, cu o istorie care merită lungi rostiri și un timp ce prezentul nu ni-l dăruiește, mănăstirea dintr-un lemn este un imn de slavă. Imnul de slavă rostit tainic de flori, de stejari, de dealuri, de bisericuțe și de maicile istovite, a căror sudoare doar rasele monahale o știu. Și icoana Maicii Domnului, mereu cu privirea înlăcrimată, îndreptată spre noi.